Domnule Sandu, să ne întoarcem în prezent. Sunteți un om cu expertiză atunci când vine vorba de ales selecționeri. Este clar că Gică Hagi nu va veni la echipa națională. Spuneți-ne din punctul dumneavoastră de vedere care ar fi cea mai bună alegere de selecționer în acest moment. Pe cine ați încerca să aduceți dumneavoastră dacă ați fi la cârma federației? Un nume. Omul la care v-ați duce mâine sau în seara asta să-l sunați. Numai puțin, că nu e atât de simplu. Să știți aia, spun cu ăla și gata. Păi asta îmi doream eu, sigur. Deci, dacă aș aduce un antrenor, cum am văzut, Rădoi Buntu, l-aș aduce numai o condiție în care acceptă să colaboreze cu o condiție tehnică extrem de puternică, la care a făcut referire foarte mult, adică Lucescu, Bărbărescu, Sifurcă, Andone, Rețu și așa mai departe. Haci, Orăgoi, adică chiar dacă oamenii ăștia sunt în competiții, faceți întâlnirile cu ei în momentul în care campionatele sunt rupte pentru meciul de echipe naționale. Și atunci, în două zile, poți să pui la punct o serie întreagă de probleme prevăzute în strategie și așa mai departe. Deci, dacă ar fi să fie Mutu, Rădoi sau alții antrenori bine, cu asta de comisie tehnică, aș avea curaj. Deci un tânăr fără experiență, că de Mutu se vorbește cel mai mult acum. Cu o comisie tehnică în spate dacă, de super profesioniști. Dacă, corect. Dacă n-aș avea o astfel de comisie tehnică în spate, ar fi trei, după părerea mea, super hați nu intră în calte. Ar fi Dan Petrescu, ar fi Pălăni și ar fi Onăroi. Dan Petrescu are angajament, Onăroi are angajament. Bălăni e liber. În ordine asta? Nu contează ordinea. Și Piciurcă, sigur, dar Piciurcă, adică nu mai e bine în fotbalul românesc, să mai întâlnească fotbalul românesc. Deci dacă erați președintele federației, îl sunați pe Bălăni în seara asta, domn președinte, că e singurul liber de contract. E foarte bine pregătit, da? E posibil. E un tip puternic, nu acceptă compromisuri și atunci e pregătit să nu convine. Ideea e să nu vină pe parcurs vreo ofertă de la Sporting în cazul lui. Bine, atunci a fost situația la început, în 2001, la noi avea, nu știu, cred că în jur de 100 și ceva de mii de dolari, iar acolo a plecat la vreo 400 de mii de euro, dacă nu mă înșelesc. Și asta e ca și jucătorul de fotbal. I-a spurtat pic așa vreodată pentru că era pe făcuse lucruri bune la echipa națională. Avea și o un nucleu bun de jucători. Da, da, a făcut selecții, vreo două luni a făcut selecții. Deci pe luni mi-a fost coleg la echipa națională de juniori din anii 68. Deci cunoaștem de 50 de ani, probabil, mai bine de 50 de ani. Eu cred că dacă îi s-a pune la poate pe ce acțiune, el nu vorbește neapărat financiar. Atunci acțiunea ta ce mă îndoiesc. Domn președinte, se înțelege că variantele dumneavoastră ar fi fost Petrescu, Olăroiu, Bălăni. Să înțelegem că Hagi nu intra în discuție dacă erați președinte astăzi? În condițiile în care Gică Hagi este proprietar la antrenor la club. Și a și spus și el, înțeleg că întâlnirea la care a participat a fost de bun simț și de respect. Și atât, nu a venit cu niciun gând de a discuta problemele de antrenorat. Eu așa am înțeles. Deci dacă, repet, dacă Gică Hagi leacă de la Constanța, s-a încheiat. El 2 ani de zile, după părerea mea, e foarte greu să plece de acolo. Pentru că ar însemna să pierdă absolut tot ce a făcut 12 ani.